Darius, urmează pentru noi meciul de cupă cu, cu Hunedoara, te întorci uh, acasă, practic, în, în, Ardeal. Ce sentimente ai? Uh, da, mă încearcă niște sentimente aparte. Uh, am crescut acolo aproape la Mediaș, uh, acolo mi-am început uh, cariera de fotbalist. Uh, sper eu să ne facem jocul și să trecem mai departe, pentru că asta e cel mai important. Uh, jucam cu o echipă de Liga 3 -a. Cum ați pregătit meciul? Cu siguranță știm că nivelul lor nu este acela. Cred că vor promova în acest an pentru că au niște jucători buni și vrem să vrem să câștigăm meciul, să trecem mai departe pentru că asta, e, asta vrem și vrem să continuăm în Cupa României. S-au vândut 6000 de bilete, din păcate vânzarea s-a oprit din cauza din cauza restricțiilor cauzate de, de pandemie. Câți uh, suporteri roși albaștri crezi că vor fi pe stadion? Cu siguranță vor fi destul de mulți. Țin minte cu mare plăcere când jucam uh, la media și eram copil de mingi, când venea Steaua la noi la Mediaș, când marca Steaua, se bucura mai mult de jumate din stadion și cred că așa va fi și mâine la meci. Îi așteptăm uh, lângă noi, uh, sperăm să profităm de această ocazie și să le facem pe plac. No, hai la meci!